Deci, noi și toți prietenii noștri îl votăm pe Ghiță Roman de la poziția 2 pe buletinul de vot la Camera Deputaților. Nu al Ghiță Roman care pe nu știu ce poziție. Deci s-a încercat contestarea, omul și-a retras candidatura și partidul și aia de la biroul electoral județean zice, păi e târziu. S-a făcut o contestație la biroul electoral central, adică omul nu mai vrea să candideze. Omul săracul nici nu știa despre ce e vorba. Un om cum să cade, cu minte, poate îl cunoaște. Dar el nu știa exact ce urmăresc oamenii ăia. Și îmi fac această datorie ca să nu o explice domnul deputat Roman. Noi trebuie să lămurim om cu om și avem nevoie de toate voturile, că vor să încurce lucrurile. Zici, oameni negri în cerul curii, așa procedează. Și îl votăm pe Gheorghe Roman, Roman Gheorghe, poziția 2, candidatul USL. Când se deschide pagina, e poziția 1 și în dreapta 2. Și o să transmitem noi. Dar important acest detaliu, fiindcă mai niște minți bolnave pot gândi că încurcă candidatura lui Ghiță Roman, care cu siguranță va câștiga, dar nouă nu ne este tot una cu ce procent și nu cred că putem, trebuie vorbit cu oameni. Mulțumesc frumos!